Bun, mulțumesc. Vreau să-i puneți o întrebare lui Adrian. Așa, credeam acum. Ce? Nu? Bine. Tudor, de unde vine lucrul ăsta că voi sunteți apropiați și legat de poezie și de cărțile pe care le citiți și le scoateți? Citim puțin, ne împrumutăm unul de alții, nu știu de unde. Suntem prieteni, mă rog, bem, ca să zic așa, împreună destul de des. Dincolo de chestia asta, e unul dintre autorii despre care am scris acum, eu fiind cumva forțat și de timp, pentru că trebuie să-mi termin doctoratul, care trebuie terminat pur și simplu și atâta tot, prefer să scriu despre autor despre care am mai scris, din ce studiu, de-aia am scris despre tine. Despre autor despre care am mai scris, pentru că eu încerc să-mi adâncesc cât de cât o anumită cunoaștere, atâta cât pot. El este un autor, de fapt, atipic, pentru generația lui, de la... El a debutat în 1994 cu Apodinaru și alte verbe. După ce a apărut, au început să apară, mă rog, mai are o carte a doua, Noi și Purtate, și atunci a început, odată cu toate drepturile rezervate, inclusiv Suedia și Norvegia. Întreagă, ți-e spus, este editorul, practic, cele mai frumoase colecții de poezie din România, editorul colecției de la Brumar. În perioada în care se ocupa el de partea editorială, Danur Sati de partea de design, atunci a apărut, s-a lansat colecția respectivă. La nivelul generației lui, el cum e un poet atipic și dincolo de asta a dus lucrurile la un nivel de experimentalism ăsta, hipermanierist, absolut, cum să zic, fără precedent, dacă la nivelul generației lui precedentul există, se numește Șerban Foarță. Este autorul unei cărți rarisime, nu știu dacă mai există o carte de genul ăsta, una probabil, versuri, o carte care are toate formele fixe de poezie care se pretează la limba română. Deci tipul ăsta de poezie, acum ne numește și faptul că scriind cumva și eu cum am scris în dantelările de la început, o poezie mai degrabă cerebrală așa și după unii de-a dreptul frigidă, ne leagă și tipul ăsta de poezie, cum să zic, uneori o apropiere mai... un pic mai cerebrală, mai cu rafinament, dar cu rafinament e nerafinat spus, e un ligament acolo, e un cur acolo, ca să zic așa, și este și un fel de o prietenie, practic, comună pe care o avem amândoi cu Șerban Foarță. Acum, când spun asta, sigur că recepție din stat, percepție din stat simplificatoare, uneori până la simplism de-a dreptul. Hai să vedem dacă Adrian are altă variantă la povestea asta. La povestea asta, la apropierile dintre voi. La percepția ta în variantă. Nu, la felul în care v-ați apropiat voi dintre poezii. Singurul lucru frumos pe care pot să spun despre Tudor și cred că vă va plăcea, e faptul că mi-a făcut foarte multă umbră când citeam. A reușit să scrumeze în așa fel încât nu mai vedeam ce citesc. Am vrut să mai citesc un poem chiar dacă tu mi-a tras atenția că la un moment dat s-ar putea să rămân fără, ceea ce nu cred. A fost faptul că mi-a făcut o umbră atât de frumoasă încât la un moment dat mi-am dat seama că sună mai bine versurile un pic jazizate. Cred că am schimbat câteva virgule, măcar dacă nu câteva cuvinte. Ceea ce cred eu despre ceea ce spunea Tudor, cum ne-am apropiat? Ne-am apropiat pentru că, în primul rând, ne leagă câteva plăceri comune, absolut bărbătești și onorabile până la urmă. Și apoi ne leagă o anumită franchețe față de noi înșine și față de fiecare față de celălalt. Cred că asta e foarte important. Faptul că Șerban Foarță în Timișoara, că noi suntem în Timișoara, că eu am dus sau nu un fel de manierism, l-am cultivat sau l-am aneantizat până la urmă, pentru că în fond și la urmă toate drepturile rezervate nu mai ține de un tip de manierism până la urmă. În sfârșit, e vorba despre aproape un instinct, poate un instinct al unui loc, al unui spațiu, poate că până la urmă lucrurile astea nu vor ține doar de imitație, ci de crearea unei legături mult mai profunde. Sigur, și Șerban Foarță obișnuiește să bea. Da? Nu cred că e important pentru un bărbat să bea sau să nu bea, ci faptul că poate să bea, pentru o femeie poate fi totul. Dar nu ne pricepem la lucrurile astea și despre femei nu putem. Da, puteți să spuneți dacă Șerban Foarță este cel care îi se
datorează faptul că amândoi ați pornit cu o formulă din asta manieristă, să spunem. Dar nu e manierism, este despre, vorba despre forma fixă a poemului. Microfonul. Nu e formă fixă. Eu ce am făcut acolo în întâlnirile Adelei e următorul lucru. Cumva obsedat de o carte care, prin care eu cel puțin am descoperit poezia și nu numai o mulți alții, o carte clasică, structura liricii moderne. Eu am făcut acolo următorul tip de poezie, am încercat să-l fac. Poezia care pornește de la cuvânt. Acolo am făcut poezii, deci cum ar fi asta, sfârtecatul bucății de pește stropite cu lămâie va rămâne ca un fir din care se va țese taina unei cine. Eu acolo am încercat să leg cuvintele uitând de mine, pornind de la faptul că am avut tot timpul un fel de hipersensitivitate de asta cu auditivă, care eu când auzeam, dacă mergeam cu mașina, atunci m-am avut rău de mașină când eram mic, când auzeam pe fondul ăla hiperacutizat de rău niște cuvinte, cuvintele aia creau niște imagini în mine, strâneau niște imagini care mă făceau să vomit. Eu până am citit cartea aia cu structura liricii moderne, eu mi-am dat seama că de fapt poezia e asta. Eu o căutam prin, sau oricum, o parte a poeziei, o latura poeziei e și asta. Eu o căutam prin ce vedeam la școală. Spre exemplu, la nivelul clasei a 12-a, scriam versuri maestoase de genul: și mi se pare mie că nopțile dormite sunt paradisuri de apururi prihănite în care păsările ce nu zboară se pregătesc încet să moară. Și prostioare de genul ăsta, poezia mormintelor, a, mai știu eu ce, așa, de o dulcegărie diabetică, până când la un moment dat, ca să zic așa, m-am scăpat pe mine, mi-am dat drumul. Asta cu poezia de tipul ăsta, o poezie mai degrabă, cumva, cum să zic, eufonică, o poezie eufonică în felul ei, da, există și forță, ca să zic așa, m-am apropiat de el fiindu-i student și, mă rog, după aceea împrietenindu-ne. Dar de aici și până la ajunge la ideea că dacă l-ai cunoscut, ești ca el și că el ne-a apropiat... Nu neapărat că ești ca el, dar poți, ai o reacție, oricum, da. Ești indiferent. De la el am învățat niște lucruri absolut esențiale pentru, deci, pentru mine, cel puțin, ca formare. Unu, impactul, tot ceea ce înseamnă să vezi cultura în mișcare, cum el, că uneori e un om care are o profunzime în vorbit, cel puțin comparabilă cu ceea ce este înscris în vorbit, nu mai este formă fixă, ca să zic așa. Mi-am dat seama ce înseamnă acolo cultură, ce înseamnă numai să faci poezie, talent nu merită, ai o structură nevrotică, o ai din naștere. Fiecare cât reușește să bage din el în casă, să fructifice, să-l convertească într-o poezie. Dar ideea că, de fapt, ține și de o știință de a face asta și de o știință care realmente se scrie așa, cu toi de lii, ca să zic așa, cu două puncte de peli. După aceea, sigur că fiecare pe linia lui se izbește de un fel de receptare, cum să zic, care pune accentul și pozitiv și negativ, deci de niște extreme. Cum am avut eu, de exemplu, la Tantelării de Ardere, când am scris Cistere Can despre ea, că e o carte care contrastează cu toate formulele, mă rog, 2000-iste atunci, întreagă fie spus, contuzia era suficient de pozitivă încât să replice Iarnuș în Vatra și să spună că nu-și mai dă licența cu Cistere Can, din cauza că laud un poet care scrie ca anii 60 fără să-mi dea numele mie. După aceea există și percepția asta de care m-am izbit eu mergând pe așa ceva atunci, cea negativă, ideea de poezie de asta croșetată, făcută mai mult cu capul decât cu, cum să zic, cu părțile de sub gât, stomac, inimă, și alte chestii. Hai de genul ăsta. Revenim, uite, Tudor a vorbit de Friedrich, da? De o carte care l-a marcat. Pe tine tot de la niște cărți ai pornit în felul ăsta al tău sau întâlniri pe care le-ai avut s-au declanșat interesul ăsta? Pentru... Au fost câteva sonorități că m-am marcat. Eu am fost inapt pentru poezie foarte multă vreme. Nu am scris de mic, de foarte tânăr, să zic așa. La un moment dat chiar țin minte că voiam să fac cu totul altceva. Și cred că Bacovia însemna foarte mult pentru mine. Bacovia frânt așa în câteva veri.